87 minute povestim astăzi despre vacanța la munte, într-un fel în care nu ne-am dorit, pentru că știm foarte bine că de ieri s-au decis niște lucruri care nu prea ne convin, nu avem încotro, trebuie să le respectăm. Comitetul Național pentru Situații de Urgență, știți că a adoptat acea hotărâre prin care limitează, da, ocuparea structurilor de primire turistică la cel mult 70% din capacitatea maximă a acestora pentru spațiile de cazare dispuse în localitățile și zonele în care se practică schiul sau alte sporturi de iarnă. Iar printre zonele astea sunt incluse stațiunile Vatra Dornei și din județul Suceava și Durău din județul Neamț, mai aproape de noi și ce ne doare pe noi cel mai tare. Și am decis să vedem cum afectează această măsură agenții economici din zonă și, evident, și turiștii, da? După un an destul de greu. Vorbim cu domnul Petrică Ariciuc, șeful Centrului Național de Informare și Promovare Turistică, Vatra Dornei. Bună dimineața și bine v-am regăsit, bine vă auzim aici Bună dimineața! noi. Ok, bună dimineața! Se aude bine, excelent, se aude foarte bine. Înțeleg că n-ați apucat să vedeți pârtiile, dar urmează un control. E pe principiu una Acum. rece, una foarte rece, din păcate. Una rece că vine weekendul, vine vremea bună, nu se știe, poate chiar ultima șansă pentru cei pasionați pentru de sporturile de iarnă, dar partea foarte rece e că asta nu înseamnă că vom fi norocoși 70%, nu? Că despre asta e vorba. Da, 70%, nu știm cum de s-a stabilit la 70%, de ce pe final de sezon. La nivel național și nu numai în zona de nord a României, se schiază în condiții foarte, foarte bune, adică nu s-a gândit nimeni, sau nu s-au gândit în alți ani, că la jumătatea lunii martie vom avea zăpadă atâta de bună. Pe Pârtia Veveriță avem 1 metru de zăpadă pe zona de antrenament, 60-70 de centimetri pe zona dinspre instalația de transport, și pe par se schiază foarte bine. Și la Cârli Baba, măsură restrictivă nu și are nicio logică în condițiile în care de Crăciun, Revelion, vacanța copiilor și 8 martie inclusiv, Vatra Dornei a fost în scenariu roșu. 3 luni din 4, Vatra Dornei a fost pedepsită și pusă la colț. Acum, probabil nu a fost noi destul de cuminți, doar turiștii din Vatra Dornei nu au respectat acele reguli. În celelalte stațiuni din Suceava, Gura Humorului și Câmpurul Moldovenesc, turiștii au fost mai cuminți. La noi nu. Acum nu ne uităm la cap, nu ne gândim la capra vecinului, dar totuși Vatra Dornei nu merita să fie menționată în acea listă de stațiuni și probabil multe altele de acolo. Și ați primit explicație pentru asta? De ce anume sunteți? Ați cerut? Ați primit? A, nu, nu s-a cerut și încă nu știm cui să cerem. Deocamdată am discutat cu câțiva hotelieri și de un an de zile, de fapt, dânsii se tot adaptează, tot modifică structurile de primire, de la intrare, recepție, condițiile de servire, restaurante, s-au adaptat la orice. Au cumpărat măști, au cumpărat dispensare pentru igienizare, au pus plexig și așa mai departe, după care au fost închiși. Dacă anul trecut era un orizont, o speranță undeva la 5-6 luni de zile că se va ieși din această stare, acum tot ce înseamnă un orizont legat de ce s-ar putea întâmpla la nivel turistic, nu este mai mult de o lună. Adică oare ce vom face într-o lună? De câte ori vom închide restaurantul, de câte ori vom deschide, câți angajați vom putea păstra, ce se va întâmpla cu terasele pe durata verii, pentru că am pierdut o grămadă de angajați și așa mai departe. Și mă gândesc că e destul de complicat de ținut sub control, de verificat acest grad de ocupare de 70%, pentru că sunt familii, ce faci, cum îi cazezi, sau intri peste ei în cameră, aloci doar un anumit număr de camere și pe celelalte le ții închise, nu știu, faci fișă de cazare doar unora dintre membrii familiei, cu programare înainte. A mai apărut o problemă care se va duce pe orizontală și în rândul agențiilor de turism. Pentru că, fiind zăpadă, lumea și-a făcut rezervări. Gradul de ocupare în structurile mici, medii, pe weekend, până pe sfârșitul lunii martie,
gradul de ocupare este de 90-95%. Vă dați seama că agenții economici vor trebui să returneze o parte din bani. Agențiile de turism din țară, la fel, vor trebui să se dea peste cap să returneze banii și așa mai departe. Este o nebunie totală ceea ce se întâmplă. Da, mă mai gândeam la faptul că gradul de ocupare în Câmpulung a fost mult mai mare decât în Vatra Dornei, de exemplu, și bănuiesc că și în alte zone din țară e la fel și cu toate acestea, iată, nu a fost prins acolo. Singura explicație este aceea că doar se închid, măsura se aplică doar în stațiunile unde se practică sporturi de iarnă, unde se schiază și se practică sporturi de iarnă. Ori nu sunt singurele, cum ați și spus. Și mai e o problemă, mă gândeam la faptul că foarte mulți dintre doritorii de zăpadă pot, că tocmai vorbeam de fentarea legii, da? Se pot caza la privat, adică cum controlezi lucrurile astea? Se fac controle destul de dese. Un alt aspect, trebuie să ne gândim că acum câțiva ani când s-au emis acele vouchere din zona turismului la negru, au ieșit, s-au curățit, s-au albit cam 20-25% din cei care activau pe piața neagră. Ori aceștia sunt, acum asigurează, registrați fiscal, clasificați, omologați. Și toată lumea este verificată în măsura în care acest lucru este posibil. Dar se fac verificări. Și ne mai punem o întrebare. Ok, 70%, dacă e ocupare doar 70%, dispare cu totul riscul infectării? Întreb și eu. Întrebați. Da, păcat că ar trebui să ne audă cine trebuie să ne audă. Bun, ce spun agenții economici? Că acum am înțeles că mergeți să discutați cu ei, ați reușit să discutați sau abia de acum? Nu, sunteți s-a discutat cu o parte dintre agenții economici și toată lumea se va alinia regulilor și așa mai departe. Dar mulți erau îngrijorați că vor trebui să dea o parte din bani înapoi. Da, foarte complicat. Noi mai în Vatra Dornei, cel puțin, se va schia încă 2 sau chiar 3 weekenduri, în condiții bune, foarte bune acum și spre bune în următorul weekend. Așadar, nu există... Hârtie trebuie 70%, Petre? Păi, nu. Nu. La pârtie este mai greu de calculat. Dar pe pârtia Veverița aparuși? Nu, vor fi doar turiști în costume populare duminică, dar urși. De ce? Se întâmplă duminică? Duminică avem a 5-a ediție a evenimentului Iazcă, Meșa și Bundița, Hai la Schi pe Veverița, un eveniment foarte așteptat pe această pârtie. Nu vom mai denumi evenimentul Parada Portului Popular, va fi mitingul Portului Popular, pentru că avem voie cică să facem miting. Cu motive tradiționale românești. Da, e foarte potrivit, pentru că fix de duminică intră în vigoare restricțiile astea, adică cumva duminică ar fi ultima zi în care capacitatea de cazare duminică de la ce oră? Păi nu știu, cred că după amiază, uite, nu m-am uitat, dar e în hotărârea aceea, este și pe site-ul nostru știrilevivafm.ro și anexa și hotărârea sunt toate publicate acolo. Chiar nu m-am mai uitat că m-am enervat, sincer, deci când am văzut. Și ca să înțeleagă și oamenii care și-au făcut aceste rezervări, ați spus că 3 weekenduri practic se va mai schia în condiții optime. Ei nu pot să-și amâne rezervarea, pentru că ce să se ducă în aprilie, în mai, când anume să se ducă să schieze, că nu se poate, nu ne mai permite vremea. Deci, practic, va fi așa o loterie. Cine pierde, pierde. Asta e. Da, agenții economici vor contacta pe cei care și-au făcut rezervări și probabil vor face alba-neagră cu ei. Tu ai câștigat, da, tu ai da, la asta mă gândesc, da. Că n-ai cum să alegi, adică pe ce criterii să alegi. Hey, după ochi frumoși, ce cu tine, mă, Alina? Tu de ce crezi că ție tot ăștia la firma aia cu care ai zburat, cu care ai vrut să zbori cu avionul, ție îți dau vouchere, na? Dar mie nu-mi dau vouchere, mie îmi dau bani, dar nu-mi dau. E și aici o discuție. La un an distanță n-am primit. M-am uitat pe hotărârea CNSU și spune că intră în vigoare cu data de 14 martie, pur și simplu, fără nicio oră, clar se ia în calcul ora zero, care, deci, sâmbătă noapte, cumva, da, se decazează, 30% se decazează la ora 23 sau când se face, da. Da, vor fi scoși în drum.
Da, da, da. Mulțumim tare mult. Deci să vină cu bagaje ușoare, da? Ca să și-a repede o chelcuță acolo și să plece, ca să nu fie nicio problemă la ora 1 noaptea. Aibă benzină în rezervor, astfel încât să stea la cald în caz de ședere prelungită și nu uitați, Vatra Dornei rămâne o perlă, să ne bucurăm de ea așa cum se cuvine. Mulțumim mult pentru prezența alături de noi în dimineți împreună. Mulțumim! Mulțumim! La revedere! La revedere. Și vreme bună, vreme bună de schi. E deja vreme perfectă. Petre Ariciuc, îi mulțumim pentru că a fost alături de noi. Arhi cunoscut în toată zona Sucevei, n-are nevoie de prezentări suplimentare. Ne-a arătat și un pic din pârtie, am văzut și un pic din pârtie. Frumoasă Vatra Dornei, e cu miros, e cu arome frumoase în aer din totdeauna. Rămânem împreună aici la Viva FM. Bună dimineața! Neața!